pe România ca să vedeți și noi toată România, să vedeți cu populația. Și ați venit voi așa sau v-a dus de la primărie cu autobuzul? Ce la primărie? Nu de la primărie, noi. Te-a dus noi. Mașina personală? Da. Noi voi. Mai cum n-am mașină, că n-am nici dinți. N-am făcut-o. Nu, noi am venit de bună voie. Păi, și de ce ați venit? Adică ați venit de bunăvoie, ați cheltuit niște timp, niște bani? E un partid aici, să vedem să ne dai de servici. Păi, domne, de ce țineți cu partidul ăsta? Spuneți că nu aveți dinți în gură. Păi dacă ați ne-o pui dințe. Cât câștigați dumneavoastră? Unde lucrați în Bacău? Dar nu lucrez. De ce nu lucrați? Păi de unde să lucrez dacă nu-i serviciu la noi? Și atunci ajutați-mă să înțeleg. De ce votați PSD-ul dacă nu vă asigura locuri de muncă? Spune că ne dă de treabă, poate ne dă de muncă. A, deci ideea că o să vă dea de muncă, da? Sperăm. Până acum ce v-a dat? Până acum? Da. Ai, ne-am mai dat și ce-am putut. La copii, da, un ajutor la... Azi, ce ți-a dat? Azi? Azi. Ce să-mi dă ei? O barcan. Atâta? Îmi dai bani? Dar nu ne dai bani. De unde bani? Hai? Un rachiu ceva? Rachiu am cumpărat eu din banii ei. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și protestatarilor dumneavoastră, dar mai ales ai văzut susținătorilor Partidului Social Democrat. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. Momente teribile, momente emoționante, momente petrecute în nordul țării, acolo unde, de unde vine binele, de unde ne vine, practic. De unde se coboară. De acolo se coboară, da. Da. Deși te-ai fi gândit că multe dintre localitățile alea s-au ajuns deja la cel mai jos prag. Da. Că ați văzut. Adică am difuzat imagini. Acolo e PSD-ul în anvergură maximă. În vervă. Acolo e. Acolo își face de cap PSD-ul. Nucleul dur. Da. De acolo începe să se construiască așa Partidul Social Democrat către celelalte extremități. Către înainte. Bun. Tot înainte mergem cu doamna Viorica Dăncilă, doamna premier al României, este într-un turneu în momentul de față prin țară, pare așa că merge de acolo până acolo, senzația este, bă, pare turneu, acum iartă-mă că spun. Eu m-am uitat la senzația ce senzația e că e transportabilă. Da, e deplasată, hai să zicem. Deplasabilă. Deplasabilă, pardon. Și mari... deplasată uneori, n-ai greșit. Nu știu, Răzvan, nu știu să spun deplasată. Nu mi-amintesc niște momente în care... Da? Da. Doamna Viorica Dăncilă a fost ieri în Cluj, azi a ajuns în zona de vest, înspre, mă rog, mai spre încoace, spre Arad, așa. O să vedeți imagini, dar hai să mergem către Cluj, unde senzația care e creată, uitându-mă la aceste imagini, e că a venit Lady Gaga. Deci merge cu mașini de-astea scumpe, trage, se duce încolo, iese pe acolo, oamenii aleargă după ea, e așteptată de pâlcuri de oameni din toate părțile. Bă, am senzația că o celebră artistă din străinătate a deșins aici în România care concert. Și uite, admiratorii doamnei Viorica Dăncilă. Păi și Lady Gaga era un personaj controversat, greu de înțeles, nu? Dar era greu de înțeles așa, ca fenomen artistic. Da. Dacă o transform pe Viorica Dăncilă într-un fenomen artistic, dacă o acceptăm ca artist, da, ca un politic, mă, începe să capete sens. Și mă și gândesc pe ce zonă artistică s-ar putea desfășura, eu zic muzică populară pe zona de folclor. Folclorică, da. Acolo, da, da, e, da, cel mai... Hai să vedem imagini teribile de la Cluj cu doamna Viorica Dăncilă deșinzând pe acolo. Ia uite. Imagini teribile de la Cluj, vedeți, multă lume s-a adunat, doamna Viorica Dăncilă pare că mai dezmorțește lumea, domne, un pic, dai seama, nu poți să zici că eu acalmie în orașul Cluj, că totuși e un oraș care, în care se întâmplă lucruri. Un oraș viu. E un oraș viu, dar uite, în perioada asta nu era cine știe.
știe ce. Nu se petrecea nimic, nu era niciun festival, nu era nimic și uite-te și tu că a venit. I-a agitat puțin pardeleni. Păi i-a scos din case, mă. Le-a crescut un pic ritmul cu un tempo, da. Dacă te uiți așa. Da. A venit iată la videle, a agitat spiritele pe la Cluj, sper că pleacă de acolo din Cluj, că nu poți să țipi oamenii ăștia la curație maximă. Asta spun, a plecat azi mai departe, o să vedem imagini mai încolo, doar că ideea este, ideea, uitându-mă la așa ceva, domnule, o celebratist, ai văzut cum a tras mașina? Da, măi, ceva din... Băi, îți place ce vezi? Madonna, Michael Jackson înainte să moară, personaje de-astea care stârneau controverse și ai văzut... Veneau, da, nu știu dacă și erau huiduiți. Michael Jackson a fost și huiduit o perioadă, când cu procesele alea, cu copilul și cu acum hai să admitem că, până la urmă, niciun artist n-a fost iubit de toată lumea. Madonna cine a jurat? Bă, a avut mai sunt, mai sunt. Așa sunt artiștii. Așa n-ai ce să le faci. Asta e situația acum. Nu... Dar eu la Irina Login n-am văzut așa ceva. N-am văzut nebunia asta. N-a huiduit-o nimeni. Da. Decât când era senator. Ea s-a luat singură la palme, dacă ți-aduce aminte momentul acela. Și-a dat câteva palme și atunci lumea a spus, uite, când îți dai singură palme, nu te mai huiduim. Ceea ce pentru doamna Viorica Dăncilă ar putea fi o soluție. Și știi ce am mai remarcat? Așa o tentativă a doamnei Viorica Dăncilă, dar tot evita mulțimile. Știm că vorbeam ieri că nu s-a dus la Casa de Cultură din Cluj sau de unde doamna trebuia să ajungă. S-a dus la Mercur, la restaurant. Casa de Cultură. Dacă s-ar fi nimic în cultural, spun eu că o atrăgeai. Omul meu, cu titulatura era asta. Deja acolo. Unde ați vrea, doamnă, să... De ce nu mergeți? N-aveți un cămin cultural? Ceva aici să mergem. Așa, și doamna Viorica, vedeți că vine și doamna Viorica, dacă aveți cura la căminul cultural, dacă e liber. E liber, e liber doamna pentru doamna Viorica, dar nu, dacă nu e facem. Da, senzația asta este cumva că încearcă să evite mulțimile astea care vezi că sunt destul de agitate când vine vorba de Viorica Dăncilă, încearcă să le evite ca să creeze senzația, nu m-a huiduit nimeni. Chiar nu am fost acolo. Deci tot găsește locuri unde să nu fie lumea. Ne poate explica și de ce aceste huiduieli nu erau îndreptate. Da. Nu e, dar nu pe mine, dar n-ați înțeles. Dar n-ați înțeles. Absolut. Iară. Ați văzut cine era pe trotuarul celălalt. Cine? Un vecin de-al lor cu care nu se înțeleg și oamenii l-au huiduit. A trecut și un penelist pe acolo, nu vreau să văd, nu vreau să... Era un tânăr de la organizația de tineret a Partidului Național Liberal, care bineînțeles că a fost huiduit. Clujenii au ieșit în stradă împotriva primarului lor, Emil Boc. Sunt nemulțumiri locale mari de tot acolo. Bine, dumneavoastră, ați scos din context aceste huiduieli. Deci erau așa... Boc? Cu... Și-ați lăsat doar cu... Da. Dar erau dreptate către Emil Boc, dar toată lumea știe. Ba chiar erau câteva aplauze pe fundal când am intrat eu, dar n-am vrut să... Nu, lumea nici n-a văzut că sunt eu. A văzut o mașină de-asta în care a intrat un demnitar și s-au gândit că e vorba de fostul premier Emil Boc, nu de actualul premier. De actualul lumea primar. Fostul premier, actualul primar. Ei au crezut că nu știau cine e mașina. Dom'le, femeia a fost confundată cu Emil Boc. Asta-i, dom'le. Dar nu e prima dată când îi se întâmplă. Da. Doamna Viorica Dăncilă. Îi se întâmplă, nu. Mai dă gheabă, nu. Dar Viorica Dăncilă mai e confundată. Geamurile ridicate, vedeți bine. Sau gândeau, cine ar putea fi? Cine știa cine e mașina? Dar nu fi venit Viorica. Până aici. Ce să caute? Să caute Viorica în Cluj. Să fim serioși, l-au primit-o la Sibiu, o primeau în Cluj. Și iară momente emoționante petrecute în același timp, în timp ce vedeți imaginea acestea din Cluj, s-au întâmplat lucruri importante și în Iași, unde se adunară cu mic cu mare candidații la europarlamentare din partea Partidului Social Democrat. Au așa ceva, am înțeles. Șovana Plumb, nu pot să ies. Iată un citat, nu? O ascultați în minutele următoare. Nu pot să ies. Nu pot să ies? Da, nu pot Rămâi să ies. Acolo, înăuntru. Nu pot să ies. Poate că e și o replică la această campanie, ies la vot, nu pot să ies, nu știu. Nu pot să ies la vot. Nu pot să ies. Plumb stupefiată de corul de huiduieli de care a avut parte. Ea nu știa. Și nu știa că nu se aștepta la așa ceva. Da. Păi, oameni și oameni, până la urmă să admitem că sunt Câți oameni și oameni. Cât bani mai are domnule Soros de-și permite așa ceva? Și câinii lătrau. Hai să vedem, să ascultăm. Yeah.
Da, doamna Rovana Plum, nu poți să intru, uitați acolo imagini, dar acum să vă urmărim atent, că puteți să scoatem din context. Iată un susținător, e adevărat alb roșu, un susținător dinamovist își face poze cu doamna Rovana Plumb, unii huiduiau, alții făceau poze, adică atmosfera e diversă, diversitate, despre asta e vorba acolo. Dânsa nu putea să iasă, respectiv să intre, pentru că erau mult prea mulți fani prezenți. Hai să spunem adevărul. Pentru că asta se întâmplă când ești un politician iubit, îndrăgit de români, cum este Rovana Plumb. Și atunci te întreb, de ce te duce la Bruxelles când vede câtă dragoste aici? Ca să mai scape că o sufocăm. Da. O sufocăm cu dragostea noastră pe Rovana Plumb și dânsa se duce la Bruxelles, ne mai puțin cu rău, dar și acolo e foarte cunoscută. Și acolo o să fie nebunie. Și iubită. E iubită și de europeni. Dânsa fiind unul dintre cei mai îndrăgiți politicieni din România, uite-te și tu, nu poate merge nici până la pâine, că oprește un dinamovist să-și facă poze cu ea. Acum nu știu ce păcate are Dinamo de trebuie să împartă paleta cromatică cu Partidul Social Democrat, dar asta e viața. Îți spun eu că să-i trimiți de Negoiță și te duce acolo, că nici el nu prea mare impact la publicul Dinamo. De care Negoiță, domne? Primarul sau ăla de se pretinde patron de echipă? Patronul de la Dinamo. Așa. Te duce acolo, a trimis vreo 2-3 de ăștia, că mai contrează puțin din galerie, te duce acolo și, și el doi face suporte. O poză cu doamna Rovana Plumb, să pară așa spui că o iubești. Spui că o iubești. Că o iubim, noi dinamoviștii. Noi toți dinamoviștii, așa-i spui. Ai înțeles? Așa-i spui. Vezi? Ai reținut? Imagini cu un puternic impact. Uite-te și tu. Da. Zic că și Carmen Avram a fost huiduită. Carmen Avram, sigur, acum... A fost huiduită în premieră. Niciodată n-a mai fost huiduită până acum. Corect, o premieră, totuși. Eu văd că e scoasă de acolo, de ținut așa oarecum... Dar de ce e ținut așa de umeri? De umeri așa... Haideți, doamnă, nu băgați, domne, în seamă toată huiduielile, că așa e românul, domne. Nu, da, probabil că se gândea că să vezi ce reportaj le fac la ăștia acum, dacă nu, să vezi, German, că de trag un reportaj acum, le dau o anchetă de-asta făcută în premieră, cu cine sunt cei care huiduie, deci, practic, eu cred că asta va fi o reacție dură. Mă gândesc că ceva trebuie să facă. Bun. La urmă, ceva tot o să facă. Și rămânem în jurul, sau, mă rog, tot în zonă, dar tragem un pic de timp încoace, pentru că, uite, Varujan Vosganian se pronunță pentru momentul tensionat pe care l-a iscat în relație cu Partidul Social Democrat, că sunt tensiuni acolo. Dom'le, într-o căsnicie, așa e într-o căsnicie. Mai ții minte când am difuzat noi, săptămâna trecută, și spun când, ca să nu fie probleme de localizare, povestea unui președinte de filială ALDE de la Alba. Bun. Și l-am și prezentat celebru cu două domnișoare. Pentru apucăturile sale. Pentru apucătura sa de bust. Da, din, și din afara politicii. Apucase niște tinere. Da, acuzat de către un... Acuzat de cerebrul comisar Berbeceanu de proxenetism, face, da, trafic, de și ființe. Și un lider regional ALDE. Da, e foarte important. Da. Și el a jignit Partidul Social Democrat. A spus niște vorbe grele la adresa Partidului Social Democrat și noi v-am atras atenția atunci. Dom'le, nu vorbește ALDE Lazar, că Lazar nu există. Da. E important în ALDE, dar dacă nici ALDE nu e important, nici el nu e important, pe cald de consecin. E, astăzi continuă domnul Tăriceanu seria de atacuri la adresa Partidului Social Democrat și a crescut puțin nivelul. Dar la domnul Lazar, acuzat de proxenetism de comisarul Berbeceanu, a ajuns la domnul Varujan Vosganian, acuzat de talent scriitoricesc, dar și de alte fapte de către organele de drept, că știi că dânsul a mai avut niște probleme cu justiție. Și vedeți la dânsul explicațiile pentru care nu mai suportă Partidul Social Democrat. Dar domnul Varujan Vosganian atacă Partidul Social Democrat invocând o ședință sau nu, ce era acolo? Domnul, au avut o întâlnire la Iași, l-au invitat și pe el, a stat și a zis că nu stau la masă cu toți PSD-iștii. Deci un nou atac din partea ALDE la adresa Partidului Social Democrat. Când ați părăsit lucrările conferinței județene a PSD Iași, unde ați fost invitat, ce s-a întâmplat mai exact acolo și ce v-a deranjat? Că ați fost deranjat, am văzut și postarea ulterioară. Nu, hai să spunem, ca să fiu amabil, că n-am fost deranjat, am vrut să nu deranjez. Ați vrut să nu deranjez. Eu n-am fost niciodată la o întâlnire PSD. Pentru prima oară în viața mea. Deci prima experiență... Prima experiență. Am fost invitat de șeful filialei de acolo. Era firesc să fiu invitat, pentru că și eu l-am invitat pe dânsul, l-am invitat, am dat mâna cu dânsul când a intrat în sală, l-am poftit în primul rând, după aceea i-am dat cuvântul, a fost primul care a vorbit. Cei din sală l-au aplaudat politicos și așa s-a încheiat episodul invitării liderului PSD la ALDE, într-o întâlnire frumoasă la Teatrul Național. Dânsul m-a invitat, după aceea cel care modera întâlnirea, un domn senator distins, s-a încredințat că vin și că o să-mi dea și cuvântul. Bine, am spus, m-am venit.
Sigur că, spre deosebire de mine, șeful de filială n-a avut timp să dea mâna cu mine la început, n-a avut nici vreme să-mi dea cuvântul, nu-i nimic, am stat cu minte, am aflat că guvernul este PSD, că toți oamenii de prânz credință sunt la PSD, după am uitat în jur, toți erau în jur PSD, eu eram singurul care alde. Nu eram de bună credință și atunci, ca să nu tulbur omogenitatea sălii, am ridicat, plecați. Și am plecat. Interesant momentul cu domnul Varojan Văzganian, care zice, domnule, invitat sau evitat? L-am invitat sau l-am evitat? Nu știu, n-am înțeles cum a... Că dânsul știi cum e. Cu cuvintele, la cuvinte nu-l... La cuvinte nu-l întrece nimeni. La procente îl întrece toată lumea, în schimb. Ai argumentat și cu procentele astea. Ce să argumentezi, mă, cu procentele? A spus Răzvan. Da, ce ai spus? În cadrul acestui interviu a explicat domnul Varojan Văzganian. Domnule, zice, așa înțelege și că totuși numerele astea nu sunt atât de importante, în sensul în care depinde de noi Partidul Social Democrat. Câtă vreme suntem noi acolo, se guvernează. Când nu o să mai fim, cam asta e ideea domnului Varojan Văzganian. Da, ai dreptate că nu poți să faci fără 5%, când îți lipsești 5% din buzunar. Niciodată. Dau și eu exemplu ăla, aproape de mediul rural. Te duci la pâine? Și îți lipsesc 5 bani. Nu îți dă, domne, pâine, nu îți dă fără 5 bani. Corect. Așa e și la guvernare. Corect. Ai PSD, dar îți lipsesc 5 bani. Da. Adică ALDE. Nu-ți dă. Știi care e partea proastă? Că îți dă UDMR. UDMR, gata. Dar știi că tot timpul... Păi UDMR, ce să faci cu ALDE dacă ai UDMR? Trebuie să explicăm, Harghita și Covazna, nu-ți dă pâine dacă zici în limba română. Păi nu, ei la guvernare și le ceri în maghiară. Da, domnule, s-a simțit jignit, domnule, că nu e suficient apreciat. Că de ce se vorbește despre guvernarea PSD și nu despre guvernarea PSD-ALDE? Păi, domnul Varujan, vă explicăm noi. Omul a fost extrem de politicos. A zis, hai mă, să nu-i tragem și pe amărții ăștia după noi. Ne asumăm noi guvernarea asta. Deci lui Varujan Văzganian îi părea rău și s-a simțit jignit că nu este asociat numele partidului acestei guvernări. Deci de ce nu ne-a implicat și pe noi în această mirobolantă guvernare PSD-aldistă? De ce nu? Adică, într-un fel, vrea să-și asume și să-și revendice și el atentatul. Adică, stați, domnule, un pic. Dumneavoastră ne-ați distrus țara de unii singuri, da? Da? Dar eram și noi de la ALDE acolo. Vă rog foarte mult. De ce nu? Că ei au, ce să spun, guvernarea PSD-ALDE. Păi cine-i, domnule, în guvern de la ALDE? Haideți să vedem, că înțeleg și pe omul ăla de la Iași. Nu știu cine e președinte la PSD. Ah, ba da, știu. Meleșcan. Nu. Meleșcanu, cine e în guvern de la ALDE? Meleșcanu. Este Meleșcanu, Tutankamon. Sper să ajunge la vârsta lui Meleșcanu. Da. Este doamna Grațiela Gavrilescu, da. Ceea ce sper să n-ajungem niciodată. Corect. Este un nene la relația cu Parlamentul, are 30 de angajați, dar el zice că e ministru. Viorel Ilie. Viorel, da. Dar asta pentru că sunt un fiind cunoscător al vieții politice, altfel. Și atât. Și are. Și asta mai are vreun ministru? Nu, dar are pe Meleșcanu. Aba da, pardon, profesorul Anton la energie. Răzvan, trebuie să-l numim pe domnul Meleșcanu, care are un moment de glorie. Astăzi un nou moment de glorie după ce am auzit de domnul Meleșcanu când l-a chemat pe ambasadorul din America. L-a chemat să vină, zice. Să vină. Așa. Să vină că vreau să-i spun ceva. Și acum are un nou moment de glorie în privința lui Radu Mazăre. Explicăm imediat cazul acesta cu Radu Mazăre, pentru că astăzi s-au produs niște evenimente. Autoritățile române nu au formulat nici până astăzi, după 3 zile de arestare, de la arestarea lui Radu Mazăre în Madagascar, cererea de extrădare. Asta era de dimineață. După care ți apare totuși până la urmă, într-un final, îți vine asta, cum se zice... Consul? Într-un final se dă această... Așa, vine decizia de la Curtea de Apel. Vine decizia de la Curtea de Apel București. Da, apare doamna ministru de justiție și spune, da, gata, domnule, de acum încolo hai, funcționează treaba. Hai, ministru că la ducem. Doamna Brici a declarat că nu știu ce. Bun, deci acum lucrurile merg. Problema este ce s-a întâmplat până astăzi. Că azi primim o informație tare de tot din partea consulului Madagascarului la București, domnul Serge Ramon, care s-a dus la RFI, a dat un interviu, azi de imagine cu... Închisoarea din Madagascar, să vedeți care sunt condițiile în care se află Radu Mazăre în momentul de față. Vine acest domn consul al Madagascarului la București și zice așa pentru RFI că Meleșcanu știa că Madagascarul e dispus să extradeze persoanele condamnate pentru corupție în urma schimbării de regim acolo. A venit un președinte nou, foarte pornit în lupta anticorupție și când aude de corupție, nu mai ține cont, n-avem tratat de extrădare, eu vă ajut să vă prindeți corupții. Un om cu o sensibilitate în ceea ce privește lupta anticorupție. Păi da, da, ce nu înțelege consul ăsta, Serge Ramon, așa, mă rog,
treaba lui, e consul, e atât de important. Așa ce nu înțelege domnul consul e că o fi venit la ei, la Madagascar, în Madagascar, un președinte pornit împotriva corupților. Dar guvernul de la București nu e chiar așa pornit împotriva corupției. Nu are această preocupare a anticorupției. Nu știu, poate că nu are această preocupare a corupției. Nu are această preocupare a corupției. Nu are această antipatie. Bun, față acum de zice domnul acesta are niște lucruri interesante despre domnul Meleșcanu, care cica a refuzat să-i libereze o copie a mandatului internațional de urmărire. Domnul Radu Mazăre a fost prins acolo de Interpol, care, mă rog, asta e cutuma, îl caută pe Radu Mazăre la vreo 192 de țări și a ajuns la Madagascar și așa, cam asta e argumentația Interpolului. Aha. Interpolul ăla, pe de altă parte, oamenii erau gata, dispuși să-l extradeze pe Radu Mazăre mai de demult. Deci malgașii ni l-ar fi trimit, ni l-ar fi trimis în țară, n-ar da, fi domnule, pachetă-l făceau. Dar nu vor, mai noștri, nu s-a atât de interesează subiectul. Dacă zice consul acesta de domnul Meleșcanu că din potrivă a blocat extradarea lui Radu Mazăre. Hai să cităm ce zice exact. După condamnarea domnului Mazăre am fost convocat de ministrul de externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicații pentru că acolo nimeni nu înțelege cine e domnul Mazăre, de ce a venit în țara noastră, etc. I-am explicat toată situația, iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extradare cu România. Am răspuns că România este membră UE și că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil cu respectarea legilor. El mi-a spus că din punct de vedere judiciar este dispus să dea cezarul cel al cezarului, dar care are nevoie de copia mandatului internațional de arestare. Copia da, cezarul nu vrea ce îi aparține. Cezarul da. Nu e atât de interesat. Interesant momentul acesta în care aflăm că domnul Radu Mazăre stătea acolo cu complicitatea domnului Meleșcanu de la ALDE. Domnul Meleșcanu care, uite, acum, sigur, noi îl culpabilizăm. Bă, domnul Meleșcanu. Dar poate... Că știi, poate săracul e prima dată când aude poate, așa ceva. Da, nu și-a dat seama. Eu așa îl înțeleg. E la o anumită vârstă, domnul Meleșcanu. Are alte preocupări. I s-au însărcinat foarte multe responsabilități. Te uiți, are și de rechemat la post ambasadorul României la Washington. Da. Are de rechemat în arest fostul primar al Constanței. Are și multe pe cap, trimis în Madagascar. Vor să-l pune, se discuta să-l pună pe Meleșcanu, dacă nu mă înșel, nu i-a discutat să fie pus la CCR? Sau unde vreau să-l pună pe Meleșcanu? Da, mandatul e de 9 ani. De 9 ani. S-au gândit, domnule, parcă e un pic cam prea mult. Da, dar ce interesant cu domnul Meleșcanu, eu sunt convins că domnul Meleșcanu, dacă era acum vreo 20-30 de ani când avea 70, 40. Când avea 70 de ani, bă, când avea 79, da. Bă, se ambala, îl vedeai că făcea, că trăgea, dar... Nu mai am nicio motivație de la o anumită mai, vârstă. E mai relaxat, de la o anumită vârstă, sigur, te mai relaxezi. Nu, eu nu l-aș culpabiliza aici. Bine, dar n-aș vrea să exagerăm sau să cine da. Știe. Haideți să fim serioși, n-are decât 78 de ani ministru afacerilor externe, da? Deci 78 de ani, eu spun că abia acum va începe să demonstreze ce poate. Pentru că acum e un om copt. A ajuns la maturitate. Nu, un om cu experiență, un om nu, care... cu oarecare experiență, dar va mai acumula experiență. Da, da, da. Nu-i niciun motiv pentru care următorii 20-30 de ani să nu se poată afirma, domnul Meleșcanu. De ce nu? Nicio scuză. Deci a spus, sunt în conducerea ALDE, sunt unul dintre liderii ALDE, dar momentan candidează domnul Tăriceanu. Da. Și în 2024 discutăm. Poate în 2024 e dispus să-și asume o candidatură. N-o fi 2024, nu e nimic. 2029, iarăși, sunt alegeri din nou. Timp e, adică hai să nu ne grăbim totuși. Asta dă anvergură unui om de stat, cum e domnul Meleșcanu. Răbdare. Exact, asta e ideea, că unul care e mai, nu știu, care e mai în vârstă, care îl vezi mai agitat poate există și sensul ăsta lucrurilor. Domnul Meleșcanu zice, bă, am timp, dacă am ceva până asta, Am 78 de ani, doamne, iartă-mă, abia o iau ușor, ministru de externe. Vine Tăriceanu președinte, că eu știu cum le-a gândit Meleșcanu. Vine Tăriceanu președinte, premier. Nu, președinte. Nu, președinte și mă pune premier. Îl pune evident premier. Da. Îl pregătește la Palatul Victoria. Tăriceanu 10 ani. Câștigă două mandate domnul Tăriceanu. Îți dai seama. Așa? Da. După care se schimbă frumos de tot garnitura și vine domnul Meleșcanu după 10 ani, 2029, președintele României. Bun, dar o să-l bântuie acest episod Mazăre, că în campania din 2029 o să spunem, domnul Meleșcanu, nu știu dacă vă mai amintiți, în urmă cu 10 ani erați ministru de externe. Vor fi oameni care vor supraviețui până la momentul respectiv. Vor mai fi. Da, până în... Poate mai prindem și noi 10 ani, zic. A, 10 ani, da. Hai mă, că 10 ani putem. Prindem, 2029. Da, ducem noi în două. Eu știu, Răzvan, tu vezi ce atmosferă e. Lasă, blas pe patul de moarte, duci. Nu-l lăsați pe Meleșcanu să scape de problema.
mama Mazăre. Meleșcanu? Să-l întrebați. Deci vreau un pahar cu apă, în primul rând, și în al doilea vreau să-l întrebați pe Meleșcanu de ce l-a adus pe Mazăre. Bun, și asta acum e. Mergem la șeful. Da, o să ne explice domnul Meleșcanu. Domne, greșelile tinereții. Așa ca în cazul domnului Sebastian. De ce nu v-ați ocupat cum trebuie dosarul Mazăre? Eram tânăr, eram nebun, eram prost. Asta eram îndrăgosit. Eram îndrăgosit. Dânsul este într-o relație serioasă. E normal. Așa, și mergem către șeful domnului Meleșcanu, șefa domnului Meleșcanu, doamna Viorica Dăncilă, care vă spunea că el a fost așa cum v-am povestit mai devreme și cum știm cu toții la Cluj, iar azi doamna Viorica Dăncilă a luat-o ușor către Timiș încolo. A luat-o Timișul de jos, cumva, știi? Așa, doamna Viorica Dăncilă, hai să vedem imagini întâi cu dânsa care a trecut și pe la Arad. A trecut pe la Arad, acolo a fost necaz mare la Arad, peste tot a fost necaz mare. Pe unde este domnul Viorica Dăncilă, este lumea? Păstrezi? Da, întrebarea e... De imagine și le comentăm. E vreo legătură între apariția necazului și apariția doamnei Dăncilă? Sunt corelate cele două fenomene extreme? Și aici să fie o nemulțumire locală la adresa primarului de la PNL, domnul Falcă. Tot așa, a ieșit oamenii în stradă. Împotriva domnului Falcă, evident. Aici era așteptată doamna Viorica Dăncilă. Și întâi că ea a interpretat această ieșire ca fiind împotriva ei. Și zice așa doamna Viorica Dăncilă astăzi la Arad. Ce ar avea rădenii, mă, cu Viorica Dăncilă? Sunt siderată. Eu vedeam aici un pol al civilizației. Vreau să fac o precizare, zice doamna. Vreau să fac o precizare, cu emoționalitatea. Vreau să fac totuși o precizare. Să știți că nici mie, nici colegilor mei nu ne este teamă. Nu avem niciun fel de problemă să venim la Arad, la Timișoara sau în alte județe. Nu ne sperie țipetele, nici jignirile, pentru că progresul într-un județ nu se face nici cu jigniri, nici cu țipete. Progresistă, doamna Viorica Dăncilă, atenție. Da, am văzut. Pe ea și vota în Parlamentul European orice propunere progresistă. Acum a dat-o pe tradiții, când s-a întors în țara de baștine. Să ne aducem aminte că ea în Parlamentul European... Păi dă capul și dă zilele mele cum era. Pe LGBT, pe tot. Deci mamă, abotat... LGBTQ plus era. Era LGBTQ plus era doamna Dăncilă. Deci acum ea revine la progresist cumva și spune că... Adică vezi tu ce înțeleg în ce zice doamna Viorica Dăncilă, că oamenii știi că tot timpul a existat o reacție a omului la progres. La progres. Da, 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 da. A apărut televiziunea, oamenii erau cu radio, nu, domne, nu mă duci pe... Încearcă cumva să aducă PSD-ul, doamna Viorica Dăncilă, să aducă. Da, să aducă și ei sunt fixați pe PNL acolo. Și au rămas cu... Dar știi ce soluție identific eu? Nu. Ca să împăcăm și capra, da? Și varza. Da. Stabilești tu care e poporul, care e Viorica Dăncilă. Doamna Dăncilă, haideți să facem și progres și să avem și huiduieli. Pentru că împărțim responsabilitățile. Da. Să aducă progresul și dezvoltarea să vină de la guvern. Corect. Și poporul să contribuie cu înjurături, huiduieli, cu ce poate. Cu ce poate poporul. Că, altfel ar fi aiurea, nu? Să vină poporul și să dezvolte județul și să vină guvernul și să-l înjure pe popor. Exact. Cum ar trebui să treacă așa mașina cu număr de guvern, să lase geamul jos... Să te scuipe? Și în timp ce poporul duce spre progresul... Poporul, ce faci, poporul? Guvernează! Dezvoltam și eu județul. Într-un județ, dacă vrei să faci lucruri bune, vii cu proiecte. Uite, mă, deci cumva... Păi cine să vină, mă, cu proiecte, cetățeanul? Deci tu ai explicat foarte bine, acum am înțeles. Am explicat și deci pe limba Zoricării. Ai intuit-o pe ea, deci ea crede că poporul trebuie să guverneze. Că uite ce, într-un județ, dacă vrei să faci lucruri bune, vii cu proiecte, cu obiective. Voi mă huiduiți pe mine. Așa pot să vă huiduiți și eu pe voi. Eu vedeam aici un pul al civilizației. Știu că oamenii sunt foarte primitori. Poate primitiv poate. Sunt foarte civilizați, iar ceea ce se întâmplă acum, când câțiva cetățeni vin și jignesc, uite câțiva cetățeni acolo. Dar poate sunt alt județ, mă. Nu cred că caracterizează această poate zonă. Poate sunt Teleorman. Poate sunt veniți, da. Poate sunt oameni din Videle care au urmărit-o pe doamna Viorica. O monitorizează să nu creeze probleme. Cunosc foarte mulți arădeni și respect foarte mult. Are dânsa niște o vecină care din Arad. Care îi mai trimite ei niște rețete. Care o doamnă de bine. Nu m-au jurat. E și președintele PSD Arad acolo. Adică știe o grămadă oameni din Arad. Da, corect. De pe principiu n-am nimic cu arădeni. Eu am prieteni arădeni. N-aș vrea păcatele mele să fiu considerat un anti-arădean, că nu am nimic cu arădeni în general. Cred dar dumneavoastră vă place ce vedeți pe străzi? Cred că este mult mai important să nu punem accentul pe dezbinare. Iar ne unește, mă, cu forță. Asta e viol. Să nu punem accentul pe jigniri și să avem o luptă și să avem o luptă de proiecte, zice. O luptă dreaptă. Dar cei care nu au proiecte încearcă să ascundă acest lucru și vin cu jigniri. Am învățat treaba asta cu proiecte. În loc să vină cu un proiect. Oamenii ăștia nu sunt cu proiecte. Uitați-vă, oameni fără proiect. Uitați-vă la oamenii ăștia care sunt incapabili să vină cu un proiect și de-aia insultă demnitari. Dar doamna Viorica ce proiect are?
Doamna Viorica Dăncilă? Da, doamna Viorica Dăncilă. Ce proiecte aveți de viitor? Doamna, dumneavoastră, ce proiecte aveți? Unde vă vedeți peste 5 ani? I-am auzit strigând tot felul de lucruri. Sunt siderată de ceea ce, de ceea ce pot spune. Sunt foarte uimită de modul în care unii înțeleg să acționeze sperând că vor câștiga inima românilor. Aia crede că sunt de la alt partid oamenii? Ea crede că ăștia sunt peneliști, sunt Partidul Național Liberal în stradă. Acum m-am prins. Păi așa are o brumă de sens ce spune doamna Dăncilă. Dacă ea credea că sunt de la alt partid. Dar nu știu dacă sunt membrii de partid, nu știu care PNL ați oameni. Mie îmi place această... Scoate PNL-ul atâția oameni, mă, nici la miting electoral l-a scos atâția. Și un compliment pe care îl faci. Da, doamna, aveți o viziune distorsionată asupra realității politice. Nu le faceți cinste. Scoate PNL-ul așa ușor. Auzi tu, și că asta mi s-a părut cea mai tare declarația doamnei Viorica Dăncilă, care vine cumva, e ce are ea de fiecare dată când este... Ce are ea mai bun. Zice așa, nu le face cinste ce fac acum, nu le face cinste. Credeți că mă jigniți pe mine? Nu, vă jigniți pe dumneavoastră până această atitudine. Da, dacă le făceați dumneavoastră cinste, doamna Viorica Dăncilă, mă aplaudau, adică, hai să luăm invers. Am înțeles, nu le face cinste faptul că înjură, dar dacă dumneavoastră le făceați lor cinste, poate aplaudau. Da, dacă ar fi aplaudat-o pe doamna Viorica și ar fi făcut singur cinste. Acolo, asta e cu sunteți oamenii opoziției, îmi amintește de marile proteste. Da. De la începutul lui 2017, când au ieșit câteva sute de mii de oameni în stradă, știi? Da. Și am auzit atunci câțiva pe siști, ăștia sunt oameni scoși de USR. Și nu mă ia de la USR. Am putea să scoatem atâția oameni în stradă. Eram noi la guvernare, mă. Am scos 500 de mii de oameni în stradă. Hai! 500 de mii de oameni, vă rog, din organizații, nu mă interesează de unde. Ei săraci, n-aveau nici filiale în teritoriu, erau 15 oameni în București, dar au scos 500 de mii de oameni în stradă. Pauză și ne întoarcem, bună România. Mi se par tot cu trecut destul de dubios. Deci inclusiv ministru care vorbește acum. A fi patriot înseamnă să pui interesele țării înainte de interesele proprii. Spuneți-mi dacă cineva din piața aceasta crede vreo clipă că Dragnea, Tăriceanu, Iordache pun interesele dumneavoastră înainte de interesele lor. Și ăsta e ceva acoperit. Nu și arată, îi da de părata identitate. I-am spus și la ceva. Și tot să vorbească, cum au spus bunul, că oamenii securități amândoi. Și Bana și Cioloș. O sărit în sus Cioloș când i-am cu treaba. Că eu mă uit că ce spune la televizor. Dar unde să mă uit atunci? La frigider? Ala-i gol! De ce să ne uităm, dom'le, la frigider când frigiderul e gol? Dar acum întrebarea este... Cât dă plin televizor. Și asta e plin de carne. E plin de carne, da, asta, corect. Metaforic vorbind. Uite un ecaz care s-a riscat astăzi, cum stăteam așa în liniștea zilelor noastre. A venit chiar domnul Siegfried Mureșan de la Partidul Național Liberal. Chiar era o zi liniștită. Ploua așa. Cel puțin în București, nu știu cum. Ploua infernal. Și vine domnul Siegfried Mureșan și zice așa: guvernul Dăncilă, că altfel nu putem să-i spunem, ne interesa ca România să găzduiască sediu Agenției Europene a Muncii. Nu, păi cu muncă la noi. România avea termen până pe 6 mai să se înscrie pentru a găzdui nou înființata Autoritatea Europeană a Muncii. No. De două ori, zice, un organism. Dacă era Agenția Europeană a Ajutorului Social, da, poate. Dar Agenția Europeană a Muncii, ca să ce? Bună seara, domnule Siegfried Mureșan. Bună seara. Citam la dumneavoastră în legătură cu acest necaz, deci practic nu ne-am băgat. Am zis, domnule, nu avem unde, suntem plini, unde să mai punem, doamne, iartă-mă și treaba asta. Așa este. Uniunea Europeană a decis înființarea unei agenții europene a muncii și caută un sediu pentru această agenție. Voi fi sute de angajați cu familiile lor, care vor merge într-o țară, vor plăti chirii, vor cheltui bani. Voi cumpăra o mulțime de servicii, o oportunitate ideală pentru România de a aduce o primă instituție europeană în România. Sunt 5 țări europene care nu dețin în momentul de față nicio agenție europeană. România, Bulgaria, Cipru, Slovacia și Croația. În afară de noi, 3 din cele 4 țări care nu dețin nicio agenție au făcut aplicații pentru a duce Agenția Europeană a Muncii în țările lor. Cum îți vine să faci? Zic, Frimoșan, că și vine să faci când auzi de așa ceva. Adică e un gest reflex.
Iar noi suntem țara cea mai mare, care nu deține nicio agenție. Dacă am fi aplicat, am fi pornit cu prima șansă, fiindcă este o agenție de dimensiuni medii, Bucureștiul putea îndeplini cu ușurință toate criteriile pentru a câștiga această competiție. Pe de altă parte, zic Frimureșan, România poate are demnitatea ei și după ce a fost refuzată, când s-a oferit să găzduiască Agenția Europeană a Medicamentului, poate pur și simplu cu mândria care caracterizează guvernarea PSD-ALDE, să nu-l supărăm pe Varujan Vosganian, așa, am refuzat să ne mai înscriem în niciun fel de concurs. Nu ne-au dat Agenția Europeană a Medicamentului, nu mai vrem nicio agenție europeană. Asta e gândirea ca dacă aplici pentru un loc de muncă, nu-l primești și spui voi fi toată viața șomer, nu o să mai caut niciodată de lucru de acum încolo. Pare o abordare PSD-istă a vieții. E ridicol. Adevărul este următorul. Am pierdut Agenția Europeană a Medicamentului fiindcă am făcut, din păcate, o aplicație proastă. Iar eu am dat atunci sfatul cum puteam îmbunătăți acea aplicație. Dar am propus un stadium Pipera care nu era legat prin niciun mijloc de transport spre aeroport. Agenția Europeană a Medicamentului venea de la Londra, dintr-un loc unde avea o stație de metrou cu 5 linii de metrou, inclusiv legătură directă spre aeroport la mai puțin de 500 de metri. Acea aplicație a fost prost făcută. Dacă guvernul Tudose ar fi făcut aplicația bună, sunt sigur că ne-am fi bătut cu șanse și pentru Agenția Medicamentului. Zifri Mureșan, erai purtător de cuvânt la PPE la momentul respectiv. Și senzația care s-a creat a fost că te opui ca noi românii să găzduim această agenție a medicamentului cu această declarație. Nici vorbă. Din potrivă, am spus foarte clar că doresc ca România să găzduiască Agenția Europeană a Medicamentului. Am fost în legătură cu autoritățile, am dat toate sfaturile necesare pentru a îmbunătăți aplicația, iar acum la Agenția Europeană a Muncii am fost primul om politic român care în luna martie a spus iată oportunitatea, vă rog să aplicați, iar în luna aprilie am spus din nou, rog guvernul României să aplice că putem câștiga această competiție. Ce explicație ai pentru rațională pentru faptul că nu am depus această candidatură? Am zis să nu ne băgăm. Pur și simplu, guvernul României nu este interesat. Au alte griji, nu este interesat să aducă o instituție europeană cu toate beneficiile în România. Este un guvern care nu vrea să ne apropiem de Europa, ci este un guvern care vrea să ne îndepărtăm de Europa și acest lucru ne face rău. Pentru că văd că și-au depus niște, și-au depus candidatura așa cum explicai un pic mai devreme, sunt totuși accesibile din punct de vedere competițional. Adică Bulgaria, adică Sofia, mă rog, Slovacia cu Bratislava, Cipru cu Nicosia și Letonia cu Riga. Deci, practic, domnule, nu știu, între ele aici parcă nu suntem chiar... Letiția a aplicat? Văd că și Letiția cu Riga a intervenit aici, da. Eu zic că o șansă poate am fi avut. Poate am fi avut. Acum întrebarea se pune într-adevăr, de ce nu am... Bine, noi ne mai avem și pretenția că am fi lideri regionali în Uniunea Europeană, în condițiile în care niciodată nu probăm capacitatea asta de a conduce măcar o microregiune. Da. Adică noi suntem cea mai mare țară, da, s-a spus puțin mai devreme, cea mai mare țară fără o agenție, în condițiile în care tu practic ești și europenii își dau seama că ești cu un minus. Da. Că ar trebui să primești o agenție de asta. Poate ar fi trebuit să primim și Agenția Europeană a Medicamentului. Dar dacă nu suntem în stare să aplicăm corespunzător sau să venim cu soluții, cu un imobil așa cum trebuie, veniți aici cu o prostie, a explicat și Zicfri Mureșan și Cristian Preda atunci de ce n-am primit agenția, poate acum ar fi fost ceva mai facil. Dar n-avem timp de așa ceva, în condițiile în care deținem și președinția rotativă a Uniunii, nu? Exact acum. Păi poate că ar fi fost ceva cine trebuie. Zic și eu. Da. Zicfri Mureșan, mulțumim pentru intervenția ta. Înțeleg că ești implicat în niște treburi pe acolo și... Eu vă mulțumesc. Sunt în campanie electorală în județul Constanța. Voi intra imediat într-o emisiune televizată. Vă doresc mult succes și o seară bună. Salutare, toate cele bune. Toate cele bune. Da. Acum ce ne pricepem noi să facem, și aici chiar nu ne contestă nimeni în postura aceasta, organizator de evenimente. Pentru că trebuie să recunoaște și guvernul a organizat bine aici la Ateneu debutul acela al preluarea șefiei Consiliului Uniunii Europene. Și pe muzică suntem iarăși foarte bine. Iar muzica? Muzica a fost... Muzică, lăutărie. Lăutărie. Lăutărie că totul e după ureche. Da. Și guvernarea e... Da, după ureche, da. Lăutărească. Și de-aia ne și urechează europenii de multe ori. Că dacă totul e după ureche. Dacă suntem pe zona asta de ureche. Bun, da. Acum, pe de altă parte, toată lumea l-a admirat pe Klaus Iohannis, căruia a ieșit evenimentul de ieri, remarcam ieri, că asta a apărut campanie electorală la Klaus Iohannis. Pentru? Pentru că a ieșit evenimentul.
Ce vrei să că dacă nu era campanie, făcea de mântuială. Da. Nu știu, mă, ia niște scaune. Cât sunt? Câți ori fi? Să mai stea și pe-n picioare. Păi și evenimentul ăsta, nu dau seama, am organizat un summit. Și uite că a ieșit bine. Păi da. Ce se poate întâmpla să iasă prost? Deci are și prost. Să nu le rezerve oamenilor camere la hotel? Sau le-am uitat că vine și Paul, Macron. Da, dar niciunul nu mi-a zis că vine și Macron. Ce se poate întâmpla prost la un gen de eveniment de o asemenea învergură? Plus că lucrează o echipă întreagă. Unii se ocupă de logistică, unii se ocupă de aia. Bă, e și bine. Ceva ce e și bine. Da. Bă, zici că am organizat tratat de pace după al doilea război mondial. Și am pus la masă și s-a terminat bine. Uite, am aranjat cărțile. Da. Granița trece pe aici, nu pe aici, pe unde vrei tu. Ce să zic, s-au strâns oameni, a durat cât a durat. Practic, evenimentul a durat câteva ore. Da, câteva ore. Ce poți să greșești? Au ieșit împăcați, adică nu ne-am trezit cu ei că s-au certat. Domne, sub orice critică, da. Nu mai vin, nu mai mănânc niciodată la voi la Sibiu. Ce putea să fie? Hai să mergem către următoarea situație, pentru că așa cum stăteam eu, să-mi spui, Alin, când o avem în direct, păi, o suni sau? Bun. Avem un invitat surpriză prin telefon, dar să suntem atât de misterioși. Din Austria ne vine, de departe. Ne vine de departe, acolo lucrează cetățenii români. Președinte SAS, invitat prin telefon din Austria. Plecat la muncă în străinătate. Da, o fostă elevă a domnului Klaus Iohannis din perioada în care activa ca profesor în Sibiu. Uite că la asta nu vă aștept. Ea a ajuns acum, înțeleg că departe, până Austria lucrează, în fine. Dar să mă anunț când o avem la telefon. Radu Mazăr e Madagascar și ție se pare că domnișoara e departe în Austria. Da. Da. În momentul în care stabilim legătura telefonică, începem și dialogul. Interesant în momentul. Dar să mă anunț, Alin, o sunăm ca să știu că sunt... Bun, deci nu, deocamdată nu funcționează. Vom discuta... E greu să stabilim o legătură, că în Austria. Abia l-am prins pe zic Frimureșan și aici în Constanța. Da, vom suna după pauză, de la ora 19. Interesant momentul ca, cu Klaus Iohannis, cum arată el în postura de profesor. Eu totdeauna m-am mirat așa, uitându-mă la el la Cotroceni. Păi, e la fel. Are destul de... Păi, tu vezi vreo diferență? Nu se pare că și cu oamenii ăștia face școală? Se pare că atunci când îi convoacă la Cotroceni cu câte o delegație parlamentară, domne, veniți câte patru de la fiecare partid, stăm 45 de minute. Eu am senzația că facem meditații cu ei. Ne uită așa la actul de guvernare și spune, nu e sub orice critică. Prea aveți școală, nu? Ne vedem la consultări cu partidele. Stă 45 de minute, mă rog, cu unele stă mai puțin. Da. Și cred că în sensul ăsta au loc întâlnirile alea. Îi meditează pe oameni. Da, e posibil că asta altceva să fie. Pare, nu pot să spui că... Și are și o atitudine meditativă, în sensul că așteaptă mult până... Și contemplativă. Când, contemplativă, în fine. Hai să urmărim câteva momente petrecute în aceste zile, pentru că sunt zile în care partidele politice se adună în fața electoratului și electoratul se adună și el. Și e un moment în care avem și noi de-a face cu oamenii care merg și votează și au niște decizii. Hai să vedem dacă ai pregătit, Alin, un moment. A, este? Da, hai să până atunci. Bun, hai că am găsit-o până la urmă. Îi zicem bună seara celei pe care am prezentat-o anterior. Bună seara! Bună seara, București! Așa, vorbim în Austria. Monica Ioanițescu se numește. Fostă elevă a domnului Klaus Iohannis. Da, așa este. Așa, cum era domnul președinte? Totdeauna am avut această mirare și poate că mulți dintre noi ne-am întrebat. Cum era ca profesor, Monica? Era foarte serios, sever, iar eu cum am fost clasă de uman și aveam doar o oră de fizică pe săptămână, nouă ne vorbea tot așa rar, ca să fie sigur că înțelegem. Da, înțeleg că avea totuși două viteze și acolo, în sensul în care poate că la real vorbea mai repede, îi lua mai tare. Da, sigur, exact, pe cei de la real îi lua mai tare, cu noi avea un pic de milă. Ce ți-aduce aminte de la președintele Klaus Iohannis, care era profesor la momentul respectiv, spre diferență de alți profesori? Ce îl individualiza așa? Adică ce, când te uite, când ai domnul profesor Klaus Iohannis, la ce te gândești? Măi, la toți ne era frică de el, în sensul că nimeni nu mișca la ora lui, stăteam toți drept. Deci făcea disciplina acolo. Da, absolut. Și mai avea așa o chestie, ne făcea miniștri de externe în momentul când nu eram cu minți. Serios? Dacă cineva respira, în plus zicea, ok, cine vrea să devină ministru de externe azi? În sensul că vă dădea afară din clasă și asta era la externe, sau în sensul ăsta, nu? Exact, exact. Păi, chestiunea asta se păstrează și în prezent, adică depune ministru de externe Klaus Iohannis în guvernul Dăncilă, e clar că ai făcut ceva în neregulă. Dar meditația ați făcut cu Klaus Iohannis? Asta nu, dar să știi că avea și elementul surpriză. Adică când stăteai mai liniștit și te gândeai, astăzi nu se întâmplă nimic, atunci ori te asculta
dădea ori îți dădea o teză, ori ceva de genul ăsta. Organiza un referendum, ceva. Că... Exact. Sesizez că mari diferențe între el ca profesor de liceu și el ca președinte al României nu sunt. Că și acum vorbește mai rar când se întâlnește cu PSD-știi, ceva mai repede cu liberalii, că par să priceapă mai ușor mesajele sale. Adică cam aceleași apucăturile are și în calitate de șef de stat. Și a păstrat felul de a fi lăsat corigenții. Bine, nu știu dacă la uman chiar ajunsese să facă așa ceva. Mai să zic, asta nu prea îmi aduc aminte. În orice caz era un profesor corect. Adică se comporta bine cu noi, ne înțelegeam și bine cu el. După ce am terminat liceul și am mai ținut așa cu toți colegii legătura, deci din punctul ăsta de probleme la uman n-au fost probleme, la real nu știu. La real nu știu, acum vorbim cu cineva care a făcut umanul și l-a avut profesor o oră pe Claus Iohannis. O oră pe săptămână. Da. Bun, deci practic era un genul de profesor totuși care avea corectitudinea, dar nu știu, nu-ți doreai profesori corecți, nu-ți doreai profesori, nu, înțelegători vrei mai degrabă, la fizică cel puțin. E, la tema asta cu înțelegători îmi pare rău, asta nu. Asta nu avea, nu? Scuze. Asta nu, deci trebuia să fii prezent, să fii serios, să te pregătești, că altfel o curcai rău de tot. Și am înțeles că avea și o problemă cu punctualitatea, adică avea o problemă cu punctualitatea în sensul în care era o condiție esențială, nu? Păi da, dacă nu rămâneai ministru de externe, nici nu mai trebuia să intri. A, deci n-aveam și noi acolo un termen de grație, domnule, 5 minute plus sau minus. Ba da, da, ba da, 5 minute înainte trebuia să fii înăuntru la ore. Da. 5 minute înainte. Și tu personal ai avut vreodată, nu știu, vreo întâmplare cu președintele Claus Iohannis în care în relația aceasta între elevă și profesor, nu știu, când te-a ascultat, ceva ți-aduce aminte să-ți fie rămas în minte după, în urma acestei relații, profesor-elev? Măi, da, dar nu la ora de fizică. Noi la liceu Burcantel aveam și dansuri clasice, înțelegi? Și la una dintre prezentări trebuia să întrebăm un profesor dacă dorește să danseze și eu am căzut să-l întreb pe domnul Iohannis. Ce dansat cu domnul președinte? A dansat sau nu? Da, a dansat, dar vreau să zic că așa cum am tremurat atunci când am întrebat dacă dorește să danseze cu mine, deja s-o să țin minte toată viața. Și un bun dansator, Claus Iohannis? Asta n-am spus. Am spus doar că a dansat. Am înțeles. Monica Ionicescu, mulțumim pentru intervenția ta din Austria. A fost eleva președintelui Claus Iohannis. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Bună România!